Bună ziua, bine v-am găsit la interviurile DC Sport. Invitatul meu de astăzi e un om care a făcut performanță în mai multe sporturi, domnul Mihai Leu. Bună ziua, domnule Leu. Bună ziua, bine v-am găsit. Domnule Leu, ați făcut performanță în box, după care v-ați reprofilat. Ați trecut la raliuri. Am fost nevoit. Haideți să începem cu începutul. Cum s-a dus Mihai Leu la box? Eram destul de mic, am început boxul la 9 ani. Mergeam la tenis de câmp, dar am avut așa o mică problemă cu un coleg și am ajuns în sala de box până la urmă. Am înțeles. Deci, practic, și acolo nevoia v-a dus către sportul ăsta. Bine, cred, așa de multe ori m-am gândit. Așa e viața asta. Ai ajuns de mai multe ori în timpul vieții la o răscruce de drumuri. Ai ales să mergi pe o direcție. Niciodată nu știi ce s-ar fi întâmplat dacă mergeai pe cealaltă direcție. Corect. Putea să ajungeți un mare tenismen. Deci dacă aș fi făcut tenis, în mod sigur aș fi muncit pentru asta. Ok. Cum a fost primul contact cu boxul? Cum a fost primele impresii la 9 ani într-o sală de box? Bine, nici măcar vorba aia, nici nu visam că voi face box de performanță. Pur și simplu, copil fiind, mergeam în fiecare zi la sală, părinții erau fericiți că nu pierdeam timpul în fața blocului și aveam o activitate, dar normal, nici măcar nu m-am gândit vreodată că boxul va deveni profesia mea. Am înțeles, dar a fost un moment în care v-ați dat seama că asta o să faceți și pe viitor? Adică, ok, la 9 ani nu, dar... Cred că e foarte greu de spus. Din ce moment mi-am dat seama că pot să fac performanță în box, fiindcă ești copil în momentul în care începi. Spre exemplu, chiar am avut așa un eveniment la care am fost fericit că m-am implicat, am donat medalia pe care am primit-o când am devenit prima dată campion național pentru, să zic, a ajuta copii bolnavi de cancer. Și chiar mă gândeam, pentru mine a fost cumva cel mai important titlu, fiindcă a fost începutul unui drum frumos. Și niciodată cred că nu m-am gândit nici să devin campion național, adică munceam foarte mult, în fiecare zi făceam antrenament, dar nu te gândești, copil fiind, ce înseamnă să ajungi nu știu, să faci performanță. Și cred că fiecare titlu, cât a fost de mic, mi-a dat așa mai multă încredere și m-a făcut să visez întotdeauna și să sper la mai mult. Ok. Eu am avut mereu o curiozitate în zona asta. Na, copil fiind, apăreau și foarte multe filme la începutul anilor 90 atunci despre box. Da. Realitatea e complet diferită, nu? Adică antrenamentele, meciurile nu sunt ca în filme. Filmele, de obicei, normal că trebuie să te țină și în suspans, dar cred eu totuși că sunt inspirate din realitate, fiindcă trebuie să aibă o bază de unde se pornește. Și totuși eu cred că, așa, chiar dacă filmele sunt puțin mai exagerate, dar întotdeauna cred că într-adevăr arată lucrurile care se întâmplă în sportul de performanță de obicei. Fiindcă într-adevăr trebuie foarte multă muncă și poate că muncești mai mult decât arată într-un film. Fiindcă în film totdeauna, să zic așa, se termină cu bine pentru personajul principal. Da. În viața reală nu știi niciodată. Chiar povesteam cu cineva zile trecute, normal că am muncit foarte mult, am făcut, cred eu, tot ce se putea ca să fac performanță, dar pe de altă parte poți să muncești la fel de mult, să te sacrifici la fel de mult și să nu reușești să ai rezultate. Ok. Bun. Ați zis că cea mai importantă medalie a fost cea de la primul titlu național, că ați și donat-o după. Da. Cum a fost atunci turneul ăla? Cum l-ați simțit? Cum v-ați simțit dumneavoastră ca tânăr sportiv la turneul ăla?
Adică ați intrat în concurs cu gândul de gata, eu câștig medalia, sau ați luat-o pas cu pas și s-a întâmplat? Antrenorul care m-a format pe mine ca și boxer și care m-a văzut așa ca pe o viitoare speranță a boxului românesc, mă punea întotdeauna seara, îmi zicea să fac un exercițiu, mă puneam în pat, ascultam muzica preferată și trebuia să visez, să-mi imaginez cum devin campion, cum câștig meciuri, cum... nu știu, ajungi pe prima treaptă a podiumului. Bine, în afară de exercițiul ăsta, da. A doua zi mă trezeam la 6 și alergam 10 km. Da. Dar, pe de o parte, visam întotdeauna. Adică eu visam și înainte să devin campion național, visam că voi câștiga acel titlu, dar totdeauna eram și pregătit să nu-mi subestimez niciun adversar, să iau totul pas cu pas. Ok, deci nu era, eu sunt mai bun decât toată lumea și sigur o să câștig. Întotdeauna, ca și sportiv de performanță, trebuie să ai încredere în tine, dar să nu ajungi până acolo să-ți subestimezi adversarul. Fiindcă întotdeauna se zice în box că următorul meci este cel mai greu. Nu știi niciodată, poți chiar dacă ai un adversar mai slab, dacă tu îl subestimezi, dacă nu ești bine pregătit, dacă nu ești odihnit, dacă nu l-ai studiat destul de mult, oricând poate să apară o surpriză și atunci, mai ales în box, doare destul de mult. Exact. Deci e un sport atât de extenuant pe cât se spune, nu? Boxul. Cred că boxul este destul de dificil deoarece stai față în față cu adversarul și adversarul în momentul în care te-a văzut că ai obosit sau că, nu știu, eziți, că nu mai ai, că te-a lovit, că nu mai ești în aceeași dispoziție de luptă, te atacă imediat. De fapt, asta face fiecare în ringul de box. Ok. La un moment dat ați decis să plecați din țară și deși încă eram în comunism, ați mers în Germania și ați continuat să luptați acolo. Cum a fost experiența din Germania față de ce ați trăit în România până atunci, la capitolul ăsta? Bine, în România era oarecum pentru noi, pentru sportivi, o viață bună. Pot să zic că din punct de vedere, nu știu, financiar, alimentație, nu ne lipsea nimic. Dar cumva lipsa asta de libertate, de a avea voie să spui ce gândești, pe mine personal m-a durut foarte mult și ăsta a fost motivul pentru care am decis să plec din țară. Acum bine, am ajuns în Germania că realitatea a fost cu totul alta și nu a fost așa cum mi-am închipuit eu, că totul va fi extraordinar, că va începe o viață frumoasă, că totul va fi așa... Exact. Cum am văzut în filme, a fost altceva. A fost foarte greu. A fost o perioadă care, la vremea respectivă, în perioada aceea, am suferit extraordinar de mult, dar mi-a dat și încredere pentru viitor. Adică întotdeauna m-am gândit, dacă am trecut peste momentele alea grele, cred că pot să trec peste orice în viață. Presupun că dincolo de faptul că v-ați putut continua cariera acolo și cu problemele care au fost, a fost o barieră și de limbă, nu? Când v-ați dus acolo. Da. Bine, nu știam germană deloc. Am învățat, pot să zic, destul de repede, dar chiar țin minte la primul campionat al Germaniei, mă rog, totul mergea foarte bine. Bine, până am pierdut în finală prin knockout. A fost singurul knockout din viața mea. Bineînțeles că nu o să-l uit niciodată. Dar chiar scria un ziar din Germania, deci până în finală, acolo mi-au schimbat numele în Mihai Löwe, da. Eram cetățean german și chiar a scris un ziar faptul că am nume nemțesc, sunt îmbrăcat în echipament nemțesc, doar că nu știu deloc germană. Am înțeles, deci nu, o știa toată lumea asta că nu știi germană. Da. Am început după aceea, am început normal să învăț, am fost și la curs de limbă germană și... Bine, știți cum face presa, că dă titluri dintre astea mai de impact. Acum am putea spune că vorbeați cu pumnii, nu cu gura atunci. Da,
Prima dată, normal că îți dorești să înveți germană, dar și nu te poți descurca fără, dar lucrurile mergeau, să zic, destul de bine după ce am început să boxez și nu eram neapărat interesat să știu să vorbesc germană foarte bine. Pe parcurs, repet, mi-am dat seama că este un mare dezavantaj să nu vorbesc germană bine și am început. Am fost la școală de germană, după aceea am învățat. Păi și cu antrenorii acolo cum vă înțelegeți? În ce limbă? Până să învățați. Primul antrenor pe care l-am avut în Germania era român. Valentin Silaghi, el a auzit că sunt în Germania, m-a căutat și m-a dus la Bayer Leverkusen, așa că problema vorbitului nu exista. Da. Deci probabil de asta nici n-a fost un imbold să învățați de la început. Probabil că așa, dai seama, eram și copil, aveam 19-20 de ani, nu gândești multe lucruri așa cum o faci după o anumită perioadă. Plecarea din țară a fost grea, a fost cu peripeții atunci? Păi a fost chiar foarte grea. Bine, am plecat la Balcaniadă, în Grecia, și noi întotdeauna, după ce treceam de graniță, ne luau pașapoartele, tocmai pentru asta, ca să nu putem pleca. Și atunci am rămas practic în Grecia, am ajuns până la urmă până în Franța, dar ascuns într-o ladă, într-un tir. A fost o perioadă foarte grea, după care și din Franța în Germania, ascuns în portbagajul unei mașini, sub haine. N-a fost o perioadă prea ușoară, dar m-a călit foarte tare acea experiență. Și legătura cu familia în anii ăia, ultimii ani de comunism, ați reușit să o păstrați? Sunam destul de des acasă, adică pot să zic că primii bani câștigați, aproape tot ce primeam, dădeam pe telefoane. Mi era foarte dor de casă și mi era dor și de România, dar nu mi era dor de regimul care era în România. Și de asta chiar n-am vrut niciodată, n-am vorbit urât despre România absolut niciodată. Bine, n-am vorbit nici de regimul comunist, fiindcă nu mă interesa politica și nu era... Oricum nu era pe domeniul meu. Da. Da. Bun. La un moment dat ați trecut de la box la raliu. Ați spus că forțat. Cum s-a întâmplat trecerea asta? Eu, în timpul meciului în care am devenit campion mondial, am avut o problemă. Mi s-a rupt tendonul care ține bicepsul la brațul stâng. Uh-huh. După meci am fost operat. Mă rog, am reînceput antrenamentele mult mai repede decât mi-a indicat doctorul. Și asta s-a văzut. Practic, după ce mi-am apărat titlul încă o dată, am fost din nou operat, după care am reînceput antrenamentele, dar nu mai aveam forță în brațul stâng absolut deloc. Și stânga, practic, era lovitura mea de bază. Eu dădeam 70% dintr-un meci, dădeam cu stânga. Și asta a dus cumva la sfârșitul carierei de boxer. La 29 de ani, încă ai vorba aia, toată viața înainte, am ajuns întâmplător la curse, nu a fost, să zic, ceva gândit dinainte și, până la urmă, cursele au ajuns să fie a doua mea profesie. Da, erați, așa cum se spune despre cei care merg spre zona asta de automobilist sportiv, teribilist la volan? Vă atrăgea cumva zona asta? Da, bineînțeles, și trebuie să recunosc că n-am fost un șofer prea disciplinat, dar mi-am dat seama ce prostii făceam mergând atât de tare pe șosea. O mașină de stradă niciodată nu poate să fie în aceleași condiții ca una de curse, adică nici suspensie, nici frâne, nici stabilitate. Nici protecția nimic. În mașină. Exact, și atunci mergând tare pe șosea, în primul rând că riscurile sunt mult mai mari, în al doilea rând, ce mi se pare mie o mare problemă, pui în pericol alți șoferi și orice om are conștiință și, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva din cauza ta, poți să rămâi marcat toată viața. Și practic mersul la curse m-a făcut să devin un șofer mult mai disciplinat.
Bun, și primii pași în zona asta de automobilism, unde i-ați făcut? În România sau în Germania? Tatăl meu a fost campion național la circuit de viteză și oricum din familie aveam asta. Adică cei care mă cunosc de mic spun că la box am ajuns întâmplător. După aceea în Germania, Valentin Silaghi râdea, el avea un BMW și mi-a dat să merg cu mașina odată, era ploaie torențială, eu mergeam tare, m-am răsucit de câteva ori pe autostradă, am ieșit de pe drum, n-am pățit absolut nimic, a fost tot ok, dar Valentin spune că aia a fost prima mea experiență de pilot. Da. Bine, înainte să plec din România, tot așa cu Vasile Câtea, cu președintele Federației, povesteam, îmi cumpărase tatăl meu un Allseat și eram în cantonament la Sfântul Gheorghe și găsisem un drum foarte puțin circulat și mergeam acolo cu Vasile și cronometram cu Allseat-ul pe forestier. Da, fiecare trecere în cât timp o făceam. După aceea în Germania mi-am cumpărat un kart și așa, cred că toate au dus cumva spre apropierea de sportul ăsta. Și la prima cursă au fost emoții mari, emoții mai mari decât la box? Acolo nu mai exista un adversar să vă lovească, existau doar parapeți și copaci. Nici la box, niciodată nu m-am gândit la faptul că pot să primesc lovituri, că, nu știu, o să am un ochi vânăt sau un ochi umflat sau... Niciodată, dar să știi că emoțiile vin de la faptul că nu-ți dorești să-i dezamăgești pe cei care au încredere în tine, îți dorești întotdeauna să faci un meci bun, să boxezi bine. Și de asta zic, nu e niciodată teama de lovituri sau nici la curse teama că, nu știu, poți să sari de pe drum. Da. Dar există teama că dacă greșești, nu ajungi acolo unde ți-ai dorit, îi dezamăgești pe cei care sunt alături de tine și au încredere în tine. Cel puțin asta era la mine. Ok. Accidente ați avut la curse? Accidente serioase? Am avut. Dai seama, ales în prima perioadă, nu aveam atât de multă experiență. Mergeam mai tare decât, să zic așa, știam eu să merg. Și am avut în primii ani, pot să spun că în fiecare an, am avut o mașină cu daună totală. Ok. Știu că la un moment dat ați zis că o răsturnare cu mașina e ca și cum ai primi un pumn la box, așa se simte. Noi avem la DC News și o emisiune pe care o facem cu Tite Aur, săptămânal, legat tocmai despre efectele pe care le pot avea accidentele. Explicați-ne un pic, din experiență, cum se simte într-o mașină, chiar și de curse unde ești bine ancorat în scaun, cum se simte un impact? Ca să înțeleagă și șoferii care, așa cum a spus mai devreme, pe stradă merg ca la raliu. Cred că și Titi recomandă același lucru. Clar, strada normală nu este pentru viteză. Să nu mai spun că totuși, din punct de vedere al infrastructurii, noi suntem încă destul de în urmă și nu ai cum să mergi atât de tare pe cât ți-ar permite mașina, da. Și pot să spun că întotdeauna la curse și când m-am dat peste cap și am avut, spre exemplu, nu știu, cred că la Timișoara m-am dat peste cap de vreo 7 ori, este bineînțeles o senzație foarte ciudată, îți dai seama că nu mai poți să faci nimic, că nu mai ai niciun control, normal că îți dorești să nu se întâmple nimic, dar în acele secunde în care te dai peste cap, cred că te gândești la atât de multe lucruri. Deci îți trece viața prin fața ochilor. Trece, te gândești la foarte multe. Bine, întotdeauna, spre exemplu, în momentul în care s-a oprit mașina, m-am dat jos cât de repede am putut și copilotul la fel. Dacă mașina este în stare de funcționare, am plecat mai departe, dacă nu... Deși după 7 răsturnări, cam mai greu să mai fie în stare de funcționare. Da, a fost destul de rău lovită. Dar, spre exemplu, primul raliu pe care l-am câștigat în viața mea, pe a doua sau a treia probă specială, tot așa, am avut un accident, pot să zic că am făcut praf jumătate de mașină.
dar am avut noroc, n-au fost roțile atinse, n-a fost nimic din punct de vedere tehnic. Am mers până în primul parc de service acolo cu barosul, băieții au îndreptat ce s-a putut îndrepta, mi-au schimbat parbrizul, au făcut cât de cât la mașină să o pună în stare de funcționare, am mers în continuare și am câștigat raliul. Da, deci se poate și cu mașini aproape distruse. Nu numai asta, dar întotdeauna trebuie să ai puterea și asta este o regulă, normal, poate nu e ușor de respectat, dar să știi că la fel era și la box. Dacă după ce pierzi dată prin knockout, mi s-a întâmplat și mie, există cumva o reținere la primul sau al doilea meci, ești puțin mai rezervat. Precaut. Și asta și la auto este important să treci peste acele momente. Adică este foarte important ca tu să poți să mergi la fel de tare cum mergeai înainte, altfel intră în tine teama de accident și nu mai poți să mergi tare. Da. Dar e adevărat că pe măsură ce înaintezi în vârstă, crescând instinctul de autoconservare, parcă nu mai ești tentat să faci lucrurile pe care le făceai la 20-30 de ani? În Formula 1, spre exemplu, diferențele fiind extrem de mici între cei din față, mai ales, da, se zice că nașterea fiecărui copil te costă jumătate de secundă. Acum, dacă e jumătate de secundă sau poate mai puțin, nu știu. Bine, cred că sunt mulți piloți profesioniști care reușesc să nu fie deloc afectați de această regulă. Și, spre exemplu, și la raliu, într-adevăr, pe măsură ce trece timpul, capeți experiență, nu neapărat că nu mergi la fel de tare, fiindcă sunt la raliu sunt piloți și mai în vârstă care merg extrem de tare, la fel și la viteză în coastă, dar probabil că știu să gestioneze mai bine situațiile. Sunt momente în care altă dată mergeai cu accelerația la maxim, nu conta ce se întâmpla, ți-asumai riscurile. Acum poți să evaluezi mai ușor o situație în care nu are rost să riști sau întotdeauna campionatele sunt formate din mai multe etape. Da. Înainte să zic când mă urcam în mașina de curse, mă urcam pentru locul 1. Acum, spre exemplu, dacă văd pe parcurs că nu știu, poate nu funcționează totul bine, poate și văd că nu pot să termin pe 1, decât să risc neapărat să termin pe locul 1, mă mulțumesc și cu locul 2 sau 3, care știu că mi-aduce niște puncte mai multe decât dacă aș abandona, să zic. Da, da, da. Și la box e la fel? E același lucru? La box, spre exemplu, ai 12 reprize în care, eu știu, trebuie să câștigi minim 7 ca să fii tu declarat câștigător. Și bineînțeles că și în box există întotdeauna o tactică făcută de obicei înainte de meci. Bine că lucrurile se pot schimba și în funcție de ce se întâmplă în timpul meciului. Dar întotdeauna, eu n-am fost nici ca boxer, n-am fost un tip extrem de puternic să zic să, nu știu, să termin meciul în două reprize. Da. Și atunci întotdeauna am încercat să-mi studiez adversarul foarte bine. Mi-am făcut întotdeauna împreună cu antrenorul o tactică pentru cele 12 reprize ca să pot să câștig meciul. Și să reziști până la final, că asta e... Păi, da, dacă n-ajungi să termini toate cele 12 reprize, normal că ai pierdut. Da. Dar, totdeauna, este foarte important să poți să te ții de un plan pe care ți l-ai făcut tu, care te poate face câștigător. Dacă mergi așa la întâmplare, se poate să iasă sau se poate să nu iasă. De asta întrebam dacă e la fel și în box ca la raliuri, pentru că, na, fiind tânăr la 19-20 de ani, ai un pic de exuberanță, un pic de, nu știu, să arăți că poți, că ești mai bun. Da. Și intri tare în primele 2-3 reprize, lucru care te și obosește și dacă nu termine adversarul atunci, până la 12-a repriză... Da, dar tocmai asta face diferența între, să zic, un boxer de top și unul, să zicem, mai slab. Fiindcă întotdeauna
dacă tu dai în 3 reprize totul și tu ai de boxat 12 reprize, clar că nu ți-ai socotit bine șansele, fiindcă exact așa cum este, se poate ca adversarul să nu cadă în cele 3 reprize exact. Și tu mai ai încă 9 de boxat. Șansele să pierzi sunt foarte, foarte mari. Și atunci este important întotdeauna să-ți faci o tactică pentru cele 12 reprize. Acum bine, dacă vine un moment în care vezi că poți să termini meciul, normal că nu îl ratezi. Da. Bun. Aș vrea să vorbim un pic și de condițiile de antrenament și modul în care se desfășura sportul când v-ați apucat dumneavoastră și cum se desfășoară el astăzi. E clar că condițiile au crescut, condițiile de antrenament, tehnologia ajută foarte mult acum. Când v-ați apucat, cum era, cum arăta o sală de sport atunci? O sală de box, în principal. Erau alte condiții, bineînțeles că nu se compară cu ce este acum, dar să știi, eu cred că pentru sport, la vremea respectivă se făcea destul de mult, adică nu erau cele mai bune condiții, dar erau foarte mulți tineri care făceau sport. Era o concurență mult mai mare și fiind concurență, normal că fiecare dintre cei care își doreau să câștige erau mai buni. Și cred că asta a ajutat sportul extrem de mult. Chiar am văzut astăzi, a postat cineva pe Facebook, faptul că la Olimpiada de la Los Angeles România a fost pe locul 2 pe națiuni. Da. Asta spune extrem de multe. Din păcate, acum suntem mult, mult în spate și normal că se vede că nu s-a făcut ce trebuia pentru sport. Acum, nu doar că suntem mult, mult în spate, suntem în situația în care ne rugăm să ne calificăm cu anumite sporturi la Olimpiadă, sporturi care la Los Angeles mergeau categoric, adică nu exista întrebarea dacă mergem. Da, da, bineînțeles. Singura întrebare era câte medalii luăm. Exact. Asta zic, este diferența foarte mare și cred, în primul rând, că sistemul care era pentru sport înainte ajuta sportul foarte mult. La ora asta, din păcate, cred că suntem și cred că încă va dura foarte mult, fiindcă noi, din momentul în care începem să implementăm, să zic, un sistem care ar ajuta sportul, până să avem rezultate prin acest sistem, vor mai trece încă 10-20 de ani. În sport întotdeauna trebuie să ai răbdare, adică este cea mai mare greșeală să te gândești că astăzi, nu știu, ai făcut o investiție, ai făcut ceva și mâine gata apar campionii. Nu, trece mult timp. Apropo de asta, chiar săptămâna trecută avusesem o discuție cu domnul Amato Zaharia, președintele Federației da, de Kenpo, da, da. Care spunea că e greșită mentalitatea asta, că vrem medalii. Medalie, 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 fără să investim în resursă umană. Vrem pur și simplu, mergem la o competiție, să ne întoarcem cu medalii, dar nu ne uităm la problema din spate, că nu mai avem sportivi atât de mulți, nu mai avem antrenori atât de mulți. Și în cazul ăsta, ce facem? Vrem medalii, vrem medalii și cum le obținem? Are dreptate Amato și așa este cum spune. Noi vrem medalii și toată lumea vrea, dar cel mai important este ce faci să obții acele medalii, că de vrut fiecare vrea, își dorește. Dar dacă tu nu faci nimic pentru asta, nu au cum să vină. Adică vin întâmplător sau vin, nu știu, datorită unor excepții. Uitați, Simona Halep este o excepție în sportul românesc. Exact. David Popovici. Și încă sunt câțiva sportivi care nu poți să zici neapărat că sistemul din România i-a ajutat foarte mult să facă performanță. Da, pe Simona Halep când a mers la Wimbledon prima dată, a fost prima dată când a văzut iarbă pe terenul de tenis. Da, este... Bine, pentru mine, spre exemplu, ce a făcut Simona este chiar incredibil și faptul că acum trece prin momente grele, eu cred că noi, toți cei din România, ar trebui să fim alături de ea, fiindcă ne-a făcut mândri de atâtea ori de faptul că suntem români. Da, și Simona nu e prima româncă care trece prin asta. Același lucru l-a pățit și Andreea Răducan la Jocurile Olimpice. Da, bineînțeles. Da. Și tot așa dintr-o întâmplare nefericită, să zicem, că n-a fost o intenție. Cum nici la Simona Halep n-a fost... E clar că n-a fost intenție din moment ce... Bineînțeles, da. Un supliment a fost contaminat. Da, din păcate, astea sunt regulile în sport.
se poate câteodată, normal că există un vinovat pentru toate astea. Poate nu știm noi să zicem exact omul care este vinovat, dar clar că ceva s-a greșit. Din păcate, ăsta este sportul. Te sancționează pentru orice greșeală cât de mică. Da, lucru prin care au trecut și alții. Vorbeam de Andrei Răducan, dar și Adrian Mutu a trecut prin asta. Bineînțeles. Chiar dacă el, la el vinovat, clar, prima dată. Da, poate la el să zic că a fost o altă situație, dar oricum, eu cred că totodată mă gândesc, noi venim din sistemul acesta comunist. Noi nu am știut exact ce înseamnă poate sportul profesionist. Ne-au lipsit foarte multe lucruri pe care noi nu le știam. Și cred că pentru noi, pentru români, puțin mai greu ne-am acomodat cu noile reguli ale sportului. Adică, totuși, în România, înainte, pe vremea vechiului regim, ți se oferea totul, avea alte condiții, sportul era susținut mult mai mult. Acum te lovești de niște lucruri, vezi că lumea este foarte dură, vezi că totul se plătește, nu da. Este, lasă că, nu știu, e cu tare, încercăm să ne facem că nu am văzut. Și toate astea, eu zic că pentru noi încă sunt mai necunoscute decât pentru alții care fac asta de mai mulți ani. Mai e o problemă pe care o ridică des invitații care vin la noi la interviuri despre sportul românesc de astăzi, problema părinților, care stau pe margine și dau indicații și cred că știu mai bine decât antrenorii. Cum vedem asta? Pe vremea dumneavoastră nu presupun că nu exista să vină mama, tata la antrenament să dea indicații în locul antrenorului. Bine, eu cred că părinții niciodată nu poți, nu știu, cumva să-i faci să nu se mai intereseze de copii. Normal că fiecare își vede copilul cel mai bun, cel mai talentat, cel mai extraordinar. Numai că, într-adevăr, eu cred că este o mare greșeală, nu știu, și la un meci de fotbal, să lași părinții să stea pe marginea terenului. Fiindcă totdeauna vor apărea discuții, totdeauna îi se va părea că băiatul lui a fost nedreptățit și de aici apar multe probleme. Adică eu cred că antrenorul trebuie să fie cel care decide mai multe despre cariera copilului. Bun, și mai devreme ați spus că acum totul se plătește în sport. E o greșeală asta că mergem foarte mult spre sportul privat și mai puțin spre sportul de stat, finanțat de stat? Aici, bine, cred că sunt mai multe lucruri așa care trebuie luate în calcul. Cred că sportul privat cumva poate să obțină cele mai bune performanțe. Adică eu cred, spre exemplu, că fiecare sportiv, și cred că asta ne lipsește în România la ora asta, ar trebui să aibă un manager, ar trebui să aibă un impresar. La noi încă nu s-a dezvoltat partea asta. Un sportiv trebuie să se concentreze doar pe activitatea lui sportivă. Ce cred eu, spre exemplu, că totuși fără implicarea statului în sport nu se poate progresa. Fiindcă sunt, în primul rând, sportivii la început, nu știu, este recomandat, părerea mea, ca orice copil să facă sport de foarte devreme. Că nu va face performanță, dar va fi mai disciplinat, va fi poate mai ordonat, va învăța, nu știu, și pe terenul de fotbal. Vezi că dacă nu alergi, pierzi mingea. Dacă ai pierdut mingea, trebuie să o recuperezi. Dacă ai faultat, adversarul bate fault. Și cred că dacă crești așa după niște reguli, poți să te înveți să fii mai disciplinat. Și eu cred că statul trebuie să susțină foarte mult sportul, mai ales la început, fiindcă altfel nu cred că ne putem gândi să avem sport de performanță. Și cred că, spre exemplu, iarăși, la noi în România, cred că sunt destul de puține evenimente sportive. Eu cred că evenimentele sportive pe tot globul practic aduc foarte mulți bani în fiecare țară,
Și de asta eu cred că sportul la ora asta nu mai este doar un hobby sau doar, nu știu, o metodă de a fi sănătos. Pur și simplu, cred că sportul de performanță a devenit putem să-i spunem și o afacere și cred că aduce foarte mulți bani peste tot. Ați vorbit mai devreme de Simona Halep, David Popovici, excepții în sporturile lor. Dar ei sunt și modele în sporturile lor și pentru sportul românesc ca Da. total. Când erați dumneavoastră copil, când ați început să boxați, aveam deja câteva modele destul de mari. Aveam pe Nadia, l-aveam pe Da. Ilie Năstase, oameni care au făcut pentru prima dată ceva în sportul lor. Acum îl avem pe David Popovici, deținător de recorduri mondiale. O avem pe Simona Halep, care la capitolul de tenis în România e peste Ilie Năstase, peste performanțele lui de trofee. Avem nevoie în continuare nu doar să creștem modele, dar și să le întreținem, să le aducem în față tot timpul. Eu cred întotdeauna că fiecare copil de obicei are un model, sau chiar dacă nu și-l ia de model neapărat, dar vede, a uite, Simona a ajuns numărul unu în lume. Îmi doresc să ajung și eu. Eu cred că fără modele este foarte greu să ne dezvoltăm și cred, iarăși cu tărie, că fiecare sportiv, dacă ar putea să contribuie cu ceva la dezvoltarea sportului în România, eu cred că ar face-o cu mare plăcere. Adică sunt convins că oricare, și, nu știu, și Simona, și David, și Gică Hagi, și, nu știu, oricare, dacă l-ar ruga cineva, nu știu, Gică Visă, vorbești, uite, s-au adunat 100 de copii care ar vrea să fie ca tine, Visă, vorbești cu ei. Nu cred că ar fi vreun sportiv de performanță care ar zice vreodată nu la așa ceva. Și cred că modelele pot să creeze alți sportivi de performanță. De altfel, vedem și ne apropiem de final, vedem că Gică Hagi, spre exemplu, chiar face asta, crește alți copii, alți campioni. A și câștigat titluri de campion al Da. României cu Farul Constanța, fostă viitorul Constanța. Simona Halep, probabil că și ea la un moment dat va avea o carieră tot în tenis, că e manager, că e antrenor, va fi tot acolo. David Popovici, poate după ce se va retrage, sperăm cât mai târziu să E de-abia obțină cât la mai multe. început, da. Exact. Să meargă tot spre susținerea în notului, cum a făcut și Camelia Potec. Sunt oameni care parcă vor să facă. Elisabeta Lipă e, pe Da. exemplu, cel mai elocvent, că conduce o federație, mă rog, conduce Agenția Națională pentru Sport acum, după ce a condus federația, și are rezultate în continuare la canotaj, Da. după ce s-a retras și n-a mai avut rezultate o perioadă. Adică e clar că oamenii vor să dea înapoi, dar trebuie să fie și sprijiniți. Asta e. Bineînțeles, fiindcă și oricum trebuie organizat așa ceva, că fiecare pe cont propriu nu poate să facă asta. De obicei, acum, sincer vă spun, sportivii, majoritatea sunt mai modești și nu cred că n-ar face niciunul, nu știu, să spună vă doriți să fiți toți ca mine sau Da. nu știu. Dar cred că dacă cineva i-ar ruga să facă asta, cred că ar face-o toți cu mare plăcere și încă o dată spun, chiar dacă repet, eu cred că cel mai bun mod de a convinge un copil să devină sportiv de performanță este să-i arăți un sportiv care a reușit să facă asta. Bun, mai am doar două întrebări înainte să încheiem. Am avut-o aici pe Gabi Sabo și am întrebat-o de ce s-a retras în momentul în care a ales să facă asta și ne-a spus că a preferat să se retragă în momentul în care era în top și toată lumea vorbea despre ea, decât să mai aștepte poate un ciclu olimpic, să ajungă undeva pe la mijlocul clasamentului și toată lumea să spună că e o sportivă oarecare. Sunteți de acord cu asta, că e mai bine să te retragi când ești sus? Este foarte greu să te retragi când ești sus, dar fiecare sportiv simte cel mai bine cum este pentru el. Eu sunt convins că Gabi ar fi fost la următoarea olimpiadă, sigur n-ar fi fost la jumătatea clasamentului, dar dacă ea a simțit că vrea să se retragă, asta a fost decizia ei. Și eu cred că este mai bine să te retragi în glorie decât să. Fiindcă la un moment dat începi tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos. Ok, și ultima întrebare. În cariera dumneavoastră
Aveți vreun moment pe care, nu știu, credeți acum că atunci ați fi putut face mai bine? Și dacă ar fi să vă întoarceți, l-ați face diferit? Sau ați lăsat totul așa cum a fost, că totul s-a așezat cum a trebuit? Cred că, bine, nu sunt un om care să aibă regrete, fiindcă sunt degeaba. Da. Dar singurul lucru din cariera mea sportivă care îl regret este faptul că eu am acceptat să boxez mult mai repede decât mi-a zis doctorul. Și asta a însemnat, de fapt, sfârșitul carierei mele de boxer. Și, sincer, aș mai fi boxat măcar vreo 2-3 ani. Am înțeles. Bine, domnule Mihaileu, vă mulțumim pentru că ați acceptat să veniți aici. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Mi-a făcut mare plăcere. Mulțumesc. Mulțumim. La revedere. La revedere.